Deși am ajuns din întâmplare aici, locul ăsta a devenit favoritul meu. Motivele sunt simple. Infrastructura, plajele minunate, locațiile atractive, oamenii prietenoși, mâncarea, panoramele și relieful au făcut experiența memorabilă. Insula are o mitologie aparte care m-a fascinat, iar clima prietenoasă mi-a permis să experimentez 4 anotimpuri în 5 ore. Insula este perfectă pentru sporturile extreme, iar pentru mine hiking-ul pe versanți, printre cactuși, stânci și conducte de apă, mai ceva ca în lupta cu mulțimile, a fost cea mai frumoasă parte. Mi-am depășit limitele, iar priveliștea de sus a meritat totul. Numele meu e Vlad, iar asta a fost povestea mea din Tenerife.